Salutare, jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de rol pe vedomești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult în forță să apăsați butonul de subscribe, cel de like, bineînțeles, și nu în ultimul rând să lăsați un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, bineînțeles, dacă aveți vreo anumită nelămurire sau vreo problemă, îmi puteți lăsa un mesaj, iar eu o să încerc să vă răspund într-un timp cât mai scurt, așa că haideți cu un mare follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la stână și astăzi avem un pic de treabă, pentru că trebuie să luăm platforma, să aducem un bul de excavator la un nene aici în sat, la nenea Ovidiu, un nene care își construiește acum o casă de curând. Nu știu dacă are mai mult de 2 săptămâni de când e în șantier, așa că haideți să ne usim și noi în camion, să-l pornim și ia să ridicăm noi alea sus, ia să ridicăm noi calele alea sus ca să fie totul cum trebuie, bineînțeles. Și să le... cum să facem noi chestia următoare. Ia să vedem noi, să le retragem pe alea ca să nu mai fie atât de lat, că n-avem nevoie deocamdată. Bun, și hai să mergem direct la magazin, pentru că de acolo o să trebuiască să luăm buldo excavatorul. Nu o să fie departe drumul pe care o să-l facem noi până la șantierul respectiv, doar că nu sunt deocamdată șofer disponibil pentru buldo. Tocmai mâine vine un șofer disponibil pentru buldo să sape acolo la nenea respectiv în curte și vă dați seama, mâine dimineață trebuie să fie, de fapt mâine dimineață trebuie să fie buldo acolo și luni, tocmai luni vine de fapt nenea respectivul care o să fie pe buldo, așa că, na, ce să mai, eu doar îmi fac treaba, mai câștig și eu acolo câte un bănuț pe lângă și ce să mai, acum nenea respectivul, nenea Ovidiu de care vă ziceam eu, își construiește o casă pe acolo prin zonă și cică și un service vrea să-și ridice pe lângă. Acum treaba lui, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-și facă tot de cele ce-și dorește. Acum să vedem dacă chiar își deschide service, așa am auzit, eu pe omul l-am întrebat că na, nu mă cunosc eu foarte, foarte bine cu nenea și n-am vrut să intru în detalii eu așa despre treburi de astea. Așa că na, o vedea noi când o să-și facă el, cel mai probabil. Și da, cu primăria... acum am mai pus câte ceva pe aici prin zonă, niște semne de astea reflectorizante, o să vedeți imediat, niște semne de circulație pentru a îmbunătăți cât de cât traficul, chiar dacă nu-i mare, trebuia să pun oricum. Ia uitați, de exemplu aici semne de astea reflectorizante pentru curba deosebit de periculoasă și na, am mai pus, uitați, pe aici pe la pod. După cum puteți vedea, am mai remediat cât de cât treburile pe aici și am scos semnele alea de circulație și am pus treburile astea la alte care zic că sunt mult mai de ajutor. Și la aici am față tot la fel. Uitați pe stânga și pe dreapta dacă observați. Ia uitați, tot la fel. Semne de circulație, popice de astea sau cum se mai spun. Na, treburi de astea oricum. Iar aici este nenea respectiv. O să vă arăt imediat când o să ne întoarcem mai în detaliu. Pentru că, na, omul vrea să sape nu știu ce prin spate pe acolo, să-și facă nu știu ce garaj, habar n-am, și n-a închiriat omul buldo, ăștia de la magazin m-au sunat cu platforma dacă o aduc sau nu, și le-am zis, da, hai că le-o aduc, și m-au rugat dacă pot să duc eu buldo excavatorul personal acolo, ia uitați-l aici, și am zis că, hai mă, că-l duc până la urmă, adică, na, până la urma urmei, de ce să nu? Până la urmă mereu m-au ajutat băieții ăștia care când am avut nevoie de vreo ceva să iau în chirie, nici nu s-au gândit, așa că na, sunt un fel client fidel, dar na, am și plătit, bineînțeles, mereu la timp. Hai să ne suim în buldo, văd că cheile alea avea în contact, că era și logic să le fie având în contact. Și acum să urcăm buldo-ul pe platformă, bineînțeles, să-l ducem. Ia să vedem noi, hop, ridicăm un pic de încărcător de pe față. Și să-l ducem cam, cred că e bine așa dacă lăsăm, eu zic că stai așa, să-l dăm un pic mai așa, să-l punem mai drept. Ia, cam așa eu zic că e ok, dacă stau și mă gândesc, ia să lăsăm noi cupa mai jos, oprim buldou și să... trebuie să tragem aici calele imediat, stați așa un pic, să rezolvăm noi. Șopanilor, dacă ați ajuns până aici, nu uitați să lăsați acolo un mare, mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 jupâni, ar fi foarte, foarte... colosală suma asta, așa că ageți acolo în forță. Așa, pornim și girofarurile acum și să mergem să ne întoarcem. Nici nu știu unde să mă întorc. În capăt cred că e cel mai ok, nu? Cred că în capăt e cel mai ok dacă mă întorc eu. Și na, ce să mai, o să venim să aducem după aia înapoi camionul după ce o să descarcăm buldou și o să plec cu Loganul sau cu Dusterul de pe aici, nici nu știu.
Cred că cu Logan o să plecă, na. Hai să vedem acum cum facem pe aici. Ia uite câtă pădure stofoasă avem. Să mă întorc aici, cred că e ok sau nu. Hai că mai în față încercăm. Ia să vedem noi. Dar mă direct la Rom Silva, la băieți de la Rom Silva, ca să fie tot în regulă. Dacă tot au aici locul destul de mare, am zis, n-are rost să nu mă întorc aici, nu? Bun, hai să vedem, să avem grijă că n-am legat bulldog cu nimica pentru atâta drum, n-avea sens să-l leg cu vreo curea sau ceva. Ia uitați, ne întoarcem frumos aici, au detectat spațiu aici, adică mai este un sugeratoriu. Așa, și să-i dăm tot în față acum. Pe aici o să trebuiască să lățească și un pic drumul. Că, na, dacă mai intră vreo, dacă intră două camioane, să aibă cum să încapă. Bun, hai să o luăm pe aici un pic mai așa, ca să nu ne băgăm în panoul ăsta direct. Că în panoul ăsta era să intru eu de vreo câteva ori, dar noroc că am fost cât de cât atent. Și odată am trecut chiar la limită și am zis, băi, mereu trebuie să am grijă aici când vin, că, na, e jale. Hai să călcăm un pic și Volvo ăsta să vedem cât ne mai dă. 68, 69... Aute, s-a dus în 73 la oră, 73 la oră i-a dat. Hai că nu-i rău. Zic eu că nu-i rău pentru un dita mai camion, ziceți voi. Și, na, ce să mai. Acum să sperăm că ne iau un video. Bine, eu știu așa că... Îl știu așa mai mult din vedere și cât am vorbit la telefon, oricum îl știam de mult din sat de aici, era plecat oricum prin străinătate, îl știam așa mai de demult oricum, e mai mare ca mine, de aia îl și știam. Și na, ce să mai acum, dacă omul își deschide service, nu mai bun, abia avem încă un service prin sat pe aici. Hai să vedem cum ne încadrăm pe aici, că și-a făcut omul și pod, că era destul de mare râpa și n-avea cum să mai facă drum direct, și-a făcut pod și a mai săpat un pic și na. A reușit omul până la urmă într-un final să-și facă cum își dorește. Hai să vedem, ne încadrăm pe aici cu marșalierul sau nu? Ia uite tată, cum să nu, păi ori suntem șoferi de șoferi, ori nu, nu? Ziceți voi, dacă nu e mișto. Acum să ne încadrăm bine, bine de tot pe aici, să nu bușim vreo ceva pe acolo. Dar cred că o să lăsăm noi deocamdată camionul așa. Să dăm calele alea jos, că eu o să las bulldog și o să plec, n-am ce să fac în rest, că s-a plătit totul, mi-au spus și băieții de acolo că s-au plătit, doar trebuie să las bulldog cu cheile în contact și cam asta-i. Bun, hai să ne usim în bulldog, să-l pornim acum, bineînțeles, și să-l dăm jos, să-l parcăm pe undeva pe aici. Ia uite, nene și-a făcut acolo casă, bănuiesc că prin dreapta pe acolo o să-și ridice un servis, poate, nu știu de ce să zic. Aude ce mașină mișto și-a luat nea Ovidiu. Să vede că a lucrat ceva în străinătate, într-adevăr. Hai să, nici nu știu unde să-l las, să-l las în spatele mașinii, cred că e ok, nu? Nu cred că-l încurcă. Așa, aici eu zic că e perfect. Bun, și hai să-l oprim. Să ne dăm jos și ia uite asta. Băi, frumoasă mașina, n-am ce zice. Vreo 40.000 cred că tot face Range Rover-ul ăsta, Land Rover, nu, e Range Rover, tată. E frumos, n-am ce zice. Ia uite, și dubă, deja s-a pregătit omul, cred că cu tot, cu service mobil, cu tot. Da, bravo lui, ce să mai, îl felicit pentru treaba asta. Că omul muncește de când a venit, de vreo 2-3 săptămâni. Și a cumpărat, oricum, terenul avea de mult, dar muncește omul, într-adevăr. Ia uitați, și-a deschis destul de frumos loc aici, pot să zic. Și-a făcut și pod destul de bazat, adică ați văzut și voi, ia uite cât a podul. Da, hai acum să mergem și noi, hotată. Să mergem să luăm Loganul și să mergem direct la stână. Hai să-i băgăm un pic așa în viteză și Volvo-ul ăsta. A, uite, acum prin 70 aici iarăși frână ca să nu ne dăm naibii treburile astea pe aici. Dăm la dreapta și nu știu unde să-l parchez. Cred că o să-l las de unde l-am luat și data trecută. Adică exact aici, las cheile în contact. Băieții știu, au camere oricum de supravegheat. Stai așa să oprim ăsta să nu consume naibii baterie. După aia mă pune să le plătesc și bateria. Hai că stă destul de bine aici. Să luăm Loganul acum, să-l pornim și să mergem în treaba noastră, bineînțeles. Hai, tată. Băgăm în viteza și dă-i. Trebuie să-i schimb anvelopele la Loganul ăsta, că sunt cam tocite. Și... Na, oricum n-am mai mers cu el și de aia nici nu le-am mai schimbat. Sunt all season astea, că la Logan n-avea rost să-mi cumpăr și anvelope de iarnă și de vară, că... Chiar n-avea rost, de ce să zic, chiar n-avea rost deloc. Și până la urmă, uite că am rămas cu anvelopele astea, trebuie să cumpăr eu. Nici nu știu, cred că mi le iau noi direct ca să nu mai am treabă un an. Vă dasem un an sau două sezoane, cât o să țină, să nu mai am treabă deloc. Acum, na, sper să
nu mă oprească acum Raro și să-mi zică ceva de anvelope, că nu-s chiar atât de rele, sunt tocite, dar nu le țin nici până la pragul ăla în care să fie fine de tot. Nu, le țin un pic, adică până cred eu că trebuie schimbate. Adică, de exemplu, acum ar trebui schimbate. Acum hai să mergem în treaba noastră, să vedem pe unde mai avem de treabă. Hai să avem grijă pe aici, tata. Merge loganul ăsta de crapă, nu? Să mergem direct la stână, am zis. Să vedem pe acolo ce o mai fi având de făcut. Ia să dăm un semnal stânga și... uite cum am încadrat aici, am luat bordura aproape cu totul. Tata. Și... ce urcăm mașinuța noastră, n-ai treabă cu ea. Loganașul nostru urcă de îndraci. Hai să lăsăm aici loganul deocamdată. Cred că o să facem în felul următor. Să ne dăm jos și să luăm UTB-scul ăsta, că e jale cu iarba asta pentru animale. O să mergem și o să dăm o coasă prin apropiere. O să vă arăt exact cam pe unde. Bine, nu foarte în apropiere, dar nici la distanță mare. O să mergem exact de la deal de ferma noastră. Acolo avem o parcelă pe care trebuie să o cosesc. Și dacă tot așa am zis că hai că mă duc astăzi, că am un pic de timp. Hop, pam, pam, pam. Dacă nu mă duceam mâine după slujbă, dar... am zis, băi, dacă tot e sâmbătă, hai că mă duc acum sâmbătă, să scăp de o treabă, să nu mai am treabă deloc și aia e, nu? Că până la urma urmei trebuia cosită și iarba asta, de care vă zic eu acum. Hai să dăm begea la dreapta, hop, și hai că de luat am luat-o. Au ce merge UTB-ul ăsta, n-ai treabă cu el, merge de crapă. Trebuie să mai vând niște baluți pe care mai aveam depozitați. Că îi țin de ceva timp și n-are sens să-i țin atâta. Că nu i-am vândut, n-am făcut nimic atât, doar i-am ținut depozitați atâta și eu nu mai am nevoie așa de baloți deocamdată, că o să-mi fac curând baloți... Hai, tate. Curând o să-mi fac baloți de anul ăsta și n-are sens. Pentru ce? Nu? Ia-i mă, pornim și dă-i. N-are sens să-i țin eu, așa că am zis că o voi vedea eu cum o-i face până la urmă și... na, o mai vedea. Hai să tăiem aici niște iarbă frumos așa, nu foarte multă, dar măcar oricum o coasă trebuia să-i dăm pe aici, că n-aveam ce să fac cu ea. Na, uite o tată. Frumos așa la coasă, cred că o să venim până în drum direct. Să venim până în drum, nici nu știu. Hai că venim până în drum, dacă tot așa. A, uite tată, iau ce frumos posim noi pe aici, nu? Merge coasa asta de... na, e aer. Ia uite. Da, ce să mai... hai că mă duc până în drum, dacă tot așa... dacă tot am zis că dăm cu coasa. Hai, stai un pic așa ca să fie treaba bună. Facem un fel următor. Să luăm tot. A, atât, ia uite. Parcă e altă treabă, nu? Ziceți voi. Da, hai să îi dăm la dreapta. Pam, pam și... a, uite, tot. Da, fain, frumos, n-am ce zice. Jupăilor, dacă ați ajuns până aici, nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles, și un subscribe. Dacă mai vreți, bineînțeles, episoade de acest gen în continuare, să vă susținerea din partea voastră, lăsați acolo un mare like. Și da, ce să mai acum, uite că mai avem aici două brațe și terminăm și cu cositura asta. Hai mă, că e destul de mare aici, era destul de mare lucerna asta și trebuia cosită, nu? Nu puteam să o lăsăm chiar așa. Op, aici curboasă iarăși. Au, ce frumos. Frumos, mă, frumos, n-am ce zice. Și na, ce să mai acum, asta e treaba. Au, uite, bam. Ne întoarcem și... așa să facem în felul următor. Atât, au, uite. Da, frumos, n-am ce zice, chiar frumos. Avem două smucuri și cam asta e cu... că nu mă duc până în capăt, că... am zis mai las o leacă de iarbă în caz de ceva și nu o cosesc pe toată chiar acum. Bun, hai că am terminat și de cosit pe aici prin zonă. Hai să punem la loc cositoarea. Cam asta e treaba, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut din suflet. Nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles. Un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Data viitoare, vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.